Bine v-am găsit, prieteni, bine v-am găsit din Auviș de Elită. Emoții mari, e un meci destul de important și în prisma punctelor puse în joc, dar și în prisma orgoliului, pentru că întâlnim dușmanul de clasă, dușmanul de moarte. Ați văzut foarte multe aroganțe, foarte multe atacuri, presa inventează tot felul de materiale, conflicte, încearcă să-l trăiască Bărednic în diverse, așa zise, lupte, eu știu. Se transmit mesaje de la Șumudică înapoi la Rednic, de la Rednic la Șumudică, de la Dic la Rednic, de la Rednic la Dic. Lupii tineri se asociază, încearcă să își țină partea unul altuia. Lupii în ghilimele, că ei sunt cam pisoi, dar în fine, ca să nu zic oi, toți încearcă să creeze așa o atmosferă negativă, dar eu cred că și-au greșit adresa, pentru că la experiența care are Rednic nu dă doi bani pe prostiile care se spun și el știe să pregătească meciul așa cum trebuie. Mă aștept, desigur, să fie o partidă destul de complicată, nu o să fie simplă, pentru că sunt limitate variantele care Rednic le are la dispoziție. Asta este singura problemă. Dacă Rednic avea un lot puțin mai solid, nu cu mult, dacă jucătorii ăștia, de exemplu, care ar fi venit acum, dacă i-a adus acum, dacă apucau să joace sau să se antreneze puțin, vreo 3-4 săptămâni, era altă problemă. Vedeți, și Gigu Grozav acum era bun la această partidă. Nu prea sunt soluții. Ai un prim 11, dar nu ai cu ce să vii de pe bancă prea bine. Cred că din ultimele știri apărute, cred că le știți, eu le-am prezentat pe site. Cine nu urmărește știrile, fleștirile de pe site, de pe cum și analizele, o poate face, încerc să vă aduc la cunoștință acest lucru. Tot timpul aveți cele mai bune știri acolo și sunt, practic, sunt confirmate multe dintre ele. Mai ajung și știri neverificate, dar foarte rar. De regulă prefer să mă mișc mai încet, dar să am destul de acuratețe în ceea ce privește știrile oferite. Eu mă aștept să fie o partidă grea, dar pentru că vă dați seama, e o partidă grea datorită dorinței FCSB de a strânge punctele și dorinței noastre sau nevoii noastre de puncte. Deci, din punctul ăsta de vedere, e o partidă foarte grea. Ei sunt deasupra noastră cu destule puncte, o diferență destul de mare care nu prea mai a fost întâlnită așa de mult. Când s-a întâmplat așa ceva, noi am pierdut, dar acum trebuie să fim serioși și să și obiectiv și să calculăm așa drept. Nu sunt foarte departe de noi la nivel valori. Toate că noi avem un lot slab și asta, unul dintre cele mai slabe loturi care le-am avut din istorie, da? Trebuie să admitem că a fost o problemă la nivelul băncii tehnice, n-a fost stabilitate și s-a făcut un rău destul de greu de îndreptat acum în vară, cam asta este. Iar FCSB-ul nu are cura târgului, nu joacă, nu are valori așa de mari, se bazează în continuare pe tecșirea de 38 de ani, în fine. Sunt niște probleme care se văd, niște probleme care le au și ei, deși au posibilitatea de a cumpăra, de a face și au construit un lot ca lumea. E destul de omogen, e destul de stabil, se bazează pe Noire. Deci dacă Noire nu va merge și e foarte posibil să nu îi meargă jocul, ei sunt în pom și pom în aer. Deci, n-au, vă spun eu.
cu toată valoarea lor a lotului, că s-a făcut un calcul, am văzut calcule peste calcule. Presa nu știe ce să mai facă ca să-i demonstreze lui Becali că își merită banii, presa mioritică, ziariști ăștia, așa zis, ziariști, inventează tot felul de materiale de-astea, că diferența valorică între loturi, ei valorează de două ori cât noi, nu știu ce, în fine, poate că așa o fi, dar o să vedem realitatea din teren. O să vedem foarte clar. Noi ne bazăm foarte mult pe Reddit, am spus-o, într-adevăr, și o să zic că suntem îndreptățiți să o facem. Mulți spun că nu Reddit joacă, joacă echipele, jucătorii din teren, într-adevăr așa este. Antrenorul este, cum am spus, este limitat să folosească un anumit număr de jucători, nu prea are soluții la îndemână. Și Reddit nu va fi Reddit, practic, cam asta este. Reddit va juca cu ce are și va încerca să facă tot posibilul să câștige puncte. Nu este presiune și să vedeți, asta se vede, mulți au uitat faptul că noi primeam câte de la 3 goluri, adică 3 goluri pe partidă. Deci noi primeam 3 goluri de partidă, în fiecare partidă aveam poarta perforată de 3 ori, iar de când a venit Reddit n-am primit decât un singur gol. Deci trebuie... nu trebuie uitat acest lucru, nu trebuie uitat că puteam câștiga cu Dunărea Călăraș, care s-a văzut că e o echipă complicată. Nu este o echipă super valoroasă, ați văzut, dar Alexa a știut să-și facă acolo o trupă și se vede că are anumite valoare. Nu degeaba este favorit acum la preluarea Astrei. Vom avea probleme cu asta, pentru că acolo are un lot superior și sunt ceva bănuți, pretenții, ceva mijloace, alte mijloace decât cele din tehnico-tactice și va fi greu, pentru că Astra este una dintre echipele cu care noi ne luptăm. Să sperăm că ne vom lupta, pentru că noi, teoretic, tragem să ne salvăm de la retrogradare, dar... din punct de vedere practic trage în sens sau de la retrogradare, teoretic Mircea Rednic speră un miracol, speră într-o calificare în play-off. Aici e foarte greu de ajuns, dar nu este imposibil. Ați văzut, echipele sunt inconstante, sunt foarte multe rezultate contradictorii, fluctuante și este foarte posibil ca să poți atinge un astfel de obiectiv, chiar dacă acum, în momentul ăsta, totul pare imposibil. La ei sunt anunțat foarte multe indisponibilități, mai ales în defensivă. Într-adevăr, ce vor putea să facă acolo, l-au recuperat pe Planici, așa cum era de așteptat. Este în avantajul nostru că nu prea are meciuri jucate până nici, că va fi băgat așa în două lupte și nu are o dublură acolo, nu are un... va fi o improvizație acolo la nivelul fundașilor centrali. Cred că vor apela la băiatul ăla, la Nedelcu, nu știu, să vedem. Chiar sunt foarte curios cum o vor rezolva acolo. Cert e că acolo va fi hiba lor, va fi problema lor și acolo trebuie speculat. Depinde, noi nu avem... Depinde dacă Reddit va avea cu cine să speculeze, pentru că dacă ați văzut problema noastră și cea mai mare problemă care și deficit care există în lot, este lipsa unor atacanți, domnule, atacanți veritabili. Atacanți de careu, atacanți centrali care să știe să îi pună la punct pe fundașii centrali. În fine, vor avea probleme, pentru că din apărare pleacă totul, este foarte, foarte, foarte important să ai apărare ca lumea care să știe să gestioneze momentele jocului. Construcția pleacă de acolo, să nu uităm, toate lucrurile pleacă din apărare. Deci, practic, apărarea este temelia echipei, fundația acestei echipe. Tot jocul pleacă de acolo. Vom vedea ce se va întâmpla, chiar sunt foarte curios. La noi am văzut Muțiu, Vlad Muțiu, Târcoveanu și nu Șerban au fost lăsați în afara lotului de către Reddit din considerând de tactice. Pesic este în continuare în refacere după operația suferită la inghinal, la de hernie inghinală.
se preconizează ca în 3 săptămâni să fie, eu știu, app de joc, cam așa. 2-3 săptămâni, o să vină și el din urmă, o să avem o echipă mai puternică, e clar. Vine pauza asta acum. Vine foarte bine, vor fi 2 săptămâni de liniște. Sperăm să Caretti se poată pune la punct totul și să-i iar Paolo Potocnic să-i pună în circulație, să-i facă pe băieții ăștia care au venit acum noi să fie la o, eu știu, o capacitate de 80%, 70-80%. 2 săptămâni e cam greu, dar oricum este o perioadă, va fi o perioadă de liniște dacă vom reuși un rezultat bun, să nu pierdem în această partidă, dar și dacă pierdem nu o să fie o tragedie, contează cum o facem, contează cum vom juca. Avem un mic avantaj față de ei, deci e clar, în ceea ce privește fundașii central, chiar dacă noi nu avem atât de bun, să spunem, și avem acolo momente în care e fundașii o comit, trebuie să recunoaștem că acest cuplu Popescu-Cațicas este mai omogen, este mai ok și, după cum am văzut, joacă din ce în ce mai bine. Să vedem ce va fi și la acest meci, este un meci cu presiune. V-ați văzut ultima partidă între noi și ei a fost cea mai bună partida noastră și cam atât a fost de atunci. Cred că a fost cel mai bun meci și cu asta s-a terminat. Acum sperăm să facem la fel, același lucru, să facem un scor bun, un joc foarte bun și să reușim să luăm puncte, indiferent că învingem, că facem egal, trebuie să ciugulim ceva, pentru că punctele ne interesează, cel puțin acum, cam asta e, și să menținem un climat de liniște la nivelul echipei. Ați văzut din tineri ăștia, din noutățile astea care au venit la echipă, deși eu am anticipat ceva cu Zenche, dacă mi-ați urmărit materialele, am anticipat că Zenche e puternic și s-ar putea să fie pregătit fizic și să chiar el să fie piesa care, jucătorul care va fi în lot. Mă așteptam și la Nasser Aligi, dar Redding nu a dorit să forțeze, probabil că a vorbit cu Paolo Potocnic și Paolo i-a spus cam care treaba, i-a confirmat de cine se poate baza în această partidă. Acest Zenche nigerian ăsta este un jucător foarte interesant, o să-l vedeți. Va pune mari probleme acolo, cât va juca. Nu știu dacă, nu cred că va începe titular, dar Redding, din câte știu eu pe el, este un antrenor care de regulă introduce jucători de la bun început dacă a experimentat, iar el dacă duce 30, 50, 40 de minute cât poate să ducă, joacă, iar apoi schimbă din mers. Problema este cu under 21 ăsta, cu jucătorul under 21 și asta te face mereu să gândești în continuare ce vei face dacă jucătorul under 21 nu mai joacă și ați văzut că deocamdată nu poate conta, nu are prea multe variante în ceea ce privește jucătorul ăsta eligibil pentru național under 21. Mircea Redic a mers pe Sorescu cu preponderare și cred că va face la fel și în această seară. Nu cred că va risca cu Ciobotariu sau cu Grigore în niciun caz în această partidă, dar dacă vor fi probleme, va prefera să schimbe puțin în față acolo. Va fi Neicuțescu sau Moldoveanu pe Sorescu. Probabil că l-ar fi, dacă aș fi fost, de exemplu, în locul lui Mircea Redic acum, aș fi mers pe varianta modulului acela care l-a folosit Brat în tur. A fost o apărare de 4 cu 3, un modul de 3 mijlocași în fața apărării, cum ar fi, cu 2 inter și un mijlocaș defensiv și 2 extreme, 2 aripi, Salomao, și situația asta ar fi. Eu l-aș folosi pe Zenche direct din prima, așa aș face. Iar în față, vârf împins, Popa sau Accente. Eu aș spune că, la flerul care l-am, aș spune că Accente va juca titular. Eu așa cred că Accente va juca titular în această partidă. Eu așa simt.
Copa de altfel nu are gura târgului și nu ar putea să interpreteze partitura asta și mai ales nu știu dacă de la început. A văzut când intră de la început titular, se pierde, își pierde din energie și nu mai face nimic. De-abia când intră din postura de rezervă, am văzut că pune pericol și, eu știu, creează spații. Rednic am înțeles că va încerca un joc de contraatac. Eu aș fi, ți-am spus, aș fi tentat să joc într-un sistem de ăsta cum a jucat Bratu, cu Penedo în poartă. Pe dreapta l-aș folosi pe Sorescu, așa aș face, dar ar fi o problemă, pentru că atunci dacă el ar trebui să fie schimbat, de exemplu, Sorescu, ar trebui să faci o modificare tot așa cu un jucător under 21 și să poți să tragi pe unul din mijlocași acolo, pe locul lui. Pentru că dacă ai o variantă de schimbare, mă, îți mai rămâne o variantă Corbu de schimbare pe partea, pe fundaș dreapta și... Corbu este bătrân, nu? Trebuie să ai un jucător post pe post, vă dați seama. Așa e mult mai simplu, dacă îl folosești pe Sorescu mijlocaș dreapta, ai schimbare, poți să-l bași pe Moldoveanu, poți să-l bași pe Neicuțescu, poate să facă flancul, lejer și fără probleme, sau îi poți chiar să-i avansezi, faci schimbare om pe om, cam așa vine treaba. Eu v-am zis, am jucat cu Sorescu pe dreapta, mi-a plăcut foarte mult cum a jucat și consider că e un meci în care ar trebui să ai niște fundași bătăioși și să pune și probleme să urce destul de bine. Aș merge în continuare, la fel cum a mers și Mircea Rednic, pe Popescu ca Țicaz, pentru că sunt mai omogeni, au jucat multe partide împreună și au arătat mai bine în ultimul meci. Popovici pe partea stângă, la fel, în creștere. Sper să confirme și să facă un meci bun. Creează probleme, are și șut. A fost destul de activ în ultima partidă. Cred că este o variantă decentă pe partea stângă. De aceea are Ringi a forțat cu Nasser Aliji, bănuiesc. Are variante de schimbare pe Olteanu. E ok. Modulul acela de 3 care v-am spus, aș fi mers pe Cooper în centru. Deci Cooper ar fi fost defensivul, Hanca și Nistor în dreapta și în stânga. Deci pe ei aș fi mizat, pe modulul ăsta de mijloc, și cred că ar fi mers. Jucătorii au mai jucat așa ceva, dar este greu de crezut că Reding va schimba modulul acum când a pus puțin lucruri la punct. Cred că va păstra același modul de joc. Apoi aripile Salomão și Zenche, așa aș fi început și l-aș fi jucat pe Zenche cât ar fi mers, apoi aș fi schimbat. Accente în față. Eu așa aș fi jucat. Asta e varianta. Din cât am informații așa și ce cred că se va întâmpla, deci la modulul lui Mircea Rednic, care l-a folosit în ultima partidă și de fapt în ultimele două partide, dacă stăm bine să ne gândesc, la cea din cupă, chiar dacă s-a terminat 3-3 și la aceasta jucată cu voluntari, s-a folosit un modul 1-4-1-4-1, cam așa, da, așa a fost. Cu apărarea de 4, zic că va fi în continuare și nu are alte variante, nu cred că se complică aici. Un Corbu pe partea dreaptă, Popescu, Cațicas, Popovici. Așa am informații că s-ar juca, dar vom vedea. Nici are Dic, este foarte imprevizibil și este posibil să-i servească lui Dică o surpriză, așa. La închidere, Armando Cooper, da, în fața apărării. Iar apoi o linie de mijlocași care va fi Hanca Nistor în centru. Vor veni cu sprijin mereu pe Cooper, pe fază defensivă. Iar în flancuri, pe laterale, Salomão în stânga și pe dreapta Sorescu. În față este de ales, Rednic are libertatea să aleagă. L-a tot forțat pe Popa, dar a văzut că nu a dat randament. Cred că va veni cu ceva nou și îl va băga pe accente. Eu așa spun, așa simt eu. Și dacă aș fi personal și eu să, în măsură să aleg, l-aș titulariza pe accente în meciul ăsta. Fără dar și poate. Vom vedea ce se va întâmpla. Sperăm că și Nicuțescu o să intre pe parcurs, o să facă... Eu am spus că schimbările vor fi Zenche, Nicuțescu și Popa. Asta îți spun eu că... Dar aici depinde că mai sunt și situații neprevăzute, se pot accenta jucători sau altceva și nu ai de unde să știi. La ei, dacă ați văzut, echipa joacă un modul 1-4
2-3-1, un modul care îl prefera și Rednic și îl preferă, dar Rednic acum este forțat să-și facă echipa în funcție de, de jucătorii care are la dispoziție. Nu are prea mulți mijlocași la închidere, îl are doar pe Cooper și acesta nu este un mijlocaș propriu-zis. Cooper este tot așa o inovație. El este mijlocaș și central, dar are un profil ceva mai ofensiv, nu este un închizător clasic. Gomelt este mult prea lent, ar putea teoretic să apeleze la el Mircea Rednic pentru această partidă, dar nu i-a plăcut și nici nu ar vrea ca să-i dea partide, cred, să-i dea șanse, pentru că vrea să înceteze colaborarea cu el. Cred că ține doar de avarii acum, de schimbare în caz de... Cred că așa joacă, că nu are schimbare, nu are altă soluție. Dar aici totul este, ține de inspirația lui Rednic și de el cred că ar prefera să joace în oglindă, eu așa spun. Și eu aș fi făcut la fel dacă aveam lotul, un lot ca lumea, lot stabil și doi închizători, să mai am încă o schimbare. Deci să am doi închizători la dispoziție și să mai am încă un închizător care să poată schimba în cazul în care apare un cartonaș, în cazul în care unul de randament, în cazul în care se accidentează cineva, în fine, trebuie să ai variante și dacă nu ai, n-ai ce să faci. Trebuie să-ți adaptezi într-un fel în care să poți să rotești orice piesă din angrenaj. De asemenea, dacă se juca cum joacă FCSB-ul, deci 1-4-2-3-1, îți trebuia un mijlocaș în spatele vârfului acolo, dar puteai să improvizezi, puteai să bagi chiar unul dintre atacanți să joace în spate acolo, să joci practic cu două vârfuri, dar unul venea foarte mult înapoi, era o variantă, se putea face mai mult. Mircea Rednic chiar fi convenit lucrul ăsta, eu am văzut că el a jucat la echipele care a antrenat în ultima perioadă pe afară, a jucat foarte mult sistemul ăsta, dar acum este forțat să improvizeze și a improvizat la noi un sistem, sistemul acesta. Este... A mers în ultima partidă, s-a făcut o creștere, o organizare în joc, ceva mult mai bun. Se vede că, bine, adversarul a fost în teoretic mai slab, da? A fost un cel mai slab din campionat, dar ați văzut că nu e chiar așa. Toate partidele sunt echilibrate, este o mică diferență între echipe. Se vede asta, ați văzut și în partidele internaționale s-a văzut lucrul ăsta și campionatul este de slavă factură, asta este adevărul. FCSB-ul acolo are puterea, forța îi stă în mijlocașii aceia trei din spatele vârfului și în vârful de atac. Asta este punctul lor forte, dar în apărare și pe mijlocașii defensivi sunt vulnerabili. Mai ales că lipsește bătrânul lor, Pintili, care dacă iese la pensie sunt haliți. Poți să joace cu Teixeira, cu Moș Teixeira, acolo va fi problemă. Nu prea au variante, acolo e problemă mare. Atât din punct de vedere al fundașilor central, cât și din punctul de vedere al închizătorilor. Nu prea au variante și asta s-ar putea să-i coste puternic. Eu m-aș bucura foarte tare să fie așa cum zic eu și să-i compostăm de 2-3 ori așa nemiloși. Să facem cel mai bun meci chiar împotriva lor ar fi extraordinar. Și mă aștept să știți că este foarte posibil. Echipa nu prea marca, s-a chinuit și acum e un adversar care trebuie să joace și el. Au și ei nevoie de puncte și o să-și dorească să câștige, trebuie să iasă la joc. Nu poate să joace cum a jucat voluntar, vă spun. Rednic, dacă v-ați citat tot a avut probleme cu echipele astea care n-au avut nimic de pierdut, n-au avut nimic de câștigat și au jucat la ce vine. A avut probleme. Dacă vă amintiți și în sezonul în care a fost el antrenor, în play-off, a făcut foarte multe remize cu ASEA-ul, cu echipe de astea care nu aveau niciun obiectiv. E mai greu întotdeauna și a spus-o și Rednic, e mai greu cu echipele astea care se apără, se închid și joacă la ce vine, decât să joci cu o echipă care are nevoie mare de puncte și încearcă să câștige. Atunci când se joacă care pe care, e altceva și întotdeauna adversarul se descoperă și poți beneficia, poți culege roadele. Sperăm că va fi ok, eu presimt așa că vom învinge, eu așa, nu știu, simt eu, chiar dacă unii sunt pesimiști pe bună dreptate, dacă ne uităm la punctele care le avem, dacă ne uităm că
lotul nu este extraordinar de valoros al FCSB-ului față de noi, ați văzut ce rateuri au dat și ei. Nu e o echipă care să fluture în campionat așa și să bată pe toată lumea. CFR-ul mi se par solid, deși ați văzut că și ei o comit. Să vedem ce se va întâmpla. Chiar sunt foarte curios. Contează foarte, 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 foarte mult și aportul suporterilor. Iar inspirația lui Rednic va fi crucială. Dragi prieteni, să sperăm că Zenche la debut le dă vreo două boabe și sau dă două pase de gol și liniștește pe oi. Numai bine, prieteni! Salutări!